verile erau chiar veri când se cânta Macarena în disperare, Glos de Rio, prin anii 90-93, cam așa. Acum a venit Cătălin Negru de supărare, a intrat în studio să mă anunțe că plouă. Da, plouă și plouă chiar tare, adică ce... Și n-a mai plouat de mult, da, cel puțin aici. Da, era și nevoie să uscase. Bine ai venit, Cătăline, în cea mai lungă zi din anul ăsta. Exista pericolul de secetă și de soare, adică... Stai puțin, că o să vină canicula și apoi o să ne plângem că este foarte cald și că în 3-4 zile s-a uscat tot pământul. Acum avem și caniculă și ploaie, că asta este noutatea momentului, că nu o să mai fie frig, o să fie 37 de grade și o să plouă ca la Balamu. Da, un duș suntem fierbinte... în Singapore. În fiecare zi. Asta iarnă nu putea să vină apa asta caldă prin București. Nu a așteptat tot vara să vină. Da, a venit Cătălin Striblea. Începe rațiunea zilei chiar acum. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Astăzi vorbim despre siguranță și încredere. Există un studiu care arată că poliția din România este... Ce exprimare complicată să fac, dar aia e. A doua cea mai mituită poliție din Europa. Aule. Adică atunci când se face un top al șpăgilor care se dau la poliție, noi ieșim pe locul 2, fiind bătuți tradițional de... Bulgari. Evident. Nu mai la ei mă pot gândi. Exact. În relație, este un studiu finanțat de Uniunea Europeană, este făcut de 40.000 de cetățeni, 4.000 din România au răspuns, deci o cifră importantă. 7% dintre noi sunt în relație de șpagă cu poliția, adică accesează serviciile polițienești prin șpagă. Cum sună asta? Da, adică ai nevoie de un polițist, dar ai și o șpagă. E mai mare decât media europeană, care e doar de 3%, adică există corupție și acolo. Sigur că este la dublu față de Bulgaria, unde e un 15% sănătos. Acum știți că bulgarii au și ridicat mecanismul ăla pe justiție, pentru că după cum se... Da, după cum se descurcă foarte bine. Se da. Descurcă, treaba merge brici. Cred că tot pe șpagă l-ar fi ridicat și pe... Să nu ne mire. Altfel, na, vă spunem lucruri astea pentru că bănuiesc că mulți dintre voi venind în trafic către localitățile de unde sunteți din concediu, trebuie să fiți atenți că se monitorizează cu siguranță și încredere. Da, ar trebui schimbat sloganul ăsta. Mai ar trebui schimbate multe. Bun, studiul ăsta e un pic mai complicat și vreau să atrag atenția asupra lui că spune câte ceva despre noi. 20% dintre români au dat mită pentru un serviciu public în ultimul an. Adică orice nevoie ar fi avut, primărie, spital, poliție, 20%. 36% dintre noi și-au folosit relațiile ca să acceseze un serviciu public. Am și eu nevoie de autorizație, nu știți pe cineva. 25% dintre noi cred că guvernul, că doar 25%, cred că guvernul este atent și la cetățeni când ia decizii, și mai bine de jumătate dintre români cred că interesele țării sunt dictate de un grup mic de persoane care iau decizii în numele lor. Cum să privim cifrele astea așa, procentele astea? Dramatic, aș zice, dacă aș fi societatea românească politică, aș zice că e dramatic ceea ce vedem aici, pentru că arată o teribilă lipsă de încredere. Noi plecasem de la poliție, însă, și am zis să dau datele mare, să vedem că stăm mai prost. Poate să adăugăm întâmplarea de o citire astăzi dimineață și băieții din Deșteptarea, cea care vine de la Botoșani. Știi că acolo este ridicat un grup de polițiști pentru șpagă. Sunt aproape toți. Da, aproape așa. Toți din sec. Și monitorul de Botoșani publică următoarea informație, că acum cei care anchetează, procurorii, verifică o întâmplare din acest dosar, cum că un șofer a fost oprit de poliție pe o anumită speță, de grupul celor cu pricina, și omul nu avea cash la el, știi? Cazul nostru. Și atunci poliția l-a însoțit la bancomat ca să scoată șpaga, da. N-a avut răbdare, știți, mă întorc sau nu știu ce, las că mergem noi cu tine, că sunt servicii de calitate. Nu e, mai e și grupul de la Timișoara, a ridicat, sigur că avem o bombă la Arad, să face luna de zile. N-au găsit bancomatul potrivit. Și o urmă, adică... Dar domnul Bode ne-a zis că suntem în siguranță. Sigur că suntem, că plătim șpagă. Că dacă rezolvăm o treabă, despre asta e vorba. Acum știu cum e.
Să vină domnul Bode să explice. Ce, nu știu, l-am văzut și pe Vlad Petreanu punând o întrebare, poate facem la România în direct. Poate ar trebui să o închidă și să o deschidă din nou. Poate asta e singura soluție. A fost un exemplu, nu mai țin minte în ce Georgia țară. S-a întâmplat. În Georgia? În Georgia, dar a fost eșuat când a fost. I-au dat pe toți afară, am impresia. La poliția rutieră și au angajat din nou, dar nu au rezolvat problema. 10 ani mai târziu, sigur, avem în continuare oameni corupți și acolo. Nu-mi dau seama și îmi dau seama cât îi afectează asta pe polițiștii onești, că sunt și polițiștii onești, care muncesc foarte bine și care își văd de treabă și stau să mă întreb cum ar trebui făcut, pentru că este clar că dincolo de ceea ce se întâmplă, adică de faptele reprobabile pe care le vedem, e o lipsă de încredere generată de faptul că nu poți să ai bază în serviciile poliției, nu o simți alături de tine. Când ai telefon, nu vine cineva repede, ești invitat să depui plângere. Când e un caz mare, uite cum este cu bomba, nu vezi că se întâmplă ceva rapid, că în anii trecuți aveau niște succese, nu? Mai ții minte când l-au prins pe Pasaris și ce succes pentru poliția română a fost momentul respectiv. Dar pare că ne îndepărtăm de lucruri de genul ăsta și cred că sunt enorm de multe probleme și răspunsuri multiple, dar cred că ar pleca cu o reformă care nu știu cine are curaj să o facă. Dar de unde se plece reforma asta, Cătălin? De sus în jos sau de jos în sus? De la numire, de acolo de unde politicianul român trebuie să înțeleagă că șeful poliției nu este lui un subordonat cu care rezolvă treburi în oraș, da? Ci este un om în serviciu public și că oamenii cei mai buni chiar merită să fie în fruntea acestor instituții. După care, dacă se ia șpagă la nivelul ăsta, într-adevăr, pas cu pas se poate face curat. Adică, pe bune, nu-mi fi o nație de hoți să nu putem face curat. Au făcut și alții, nu? Sunt exemple destule. Și trebuie doar să aplici legea și nu să ierți politic atunci când îi prinzi. Se spunea că nivelul de salarizare de acolo ar porni totul, dar uite, mă uitam în spitale, că spuneai că continuăm să dăm atenție, ca să nu zic șpagă, în spitale. Avem și această informație, am pus-o deoparte tot pentru o dezbatere de România în direct. În continuare, chiar după mărirea salariilor, se plătesc atenții, să le zicem așa, în spitalele din România. Și sunt salarii foarte impresionante. Bune, impresionante. Bune. Mulțumim foarte mult, Cătălin, pentru comentarii. Îți urăm o zi așa, mai fără ploaie. Poate, uite, acum când plec spre casă se va opri ploaia. Mamă, deci eu nebunesc, mi s-a pus pe creier. Deci nu mai pot să-mi cauzeze depresie. Mai puțin și intri în concediu. Relaxează. Asta e adevărat. Spre deosebire de tine. Asta mă bucură foarte tare. Cătălin Striblea, te aștept din nou mâine la Rațiunea Zilei și te așteptăm și la România în direct de la 13:15. Continuăm cele 100 de zile, fii atent, Cătăline, de vară de pe frecvențele Europa FM, pentru că în jumătate din țară e vară la ora asta. Chiar e vară. În cealaltă jumătate. În cealaltă jumătate.